O tânără în vârstă de 19 ani din județul Mehedinți a murit în tragicul accident petrecut în pasajul Michelangelo din Timișoara. Un șofer de 18 ani a pierdut controlul mașinii la intrarea în pasaj, s-a izbit de zidul interior și a fost proiectat apoi într-un camion care circula pe sensul opus. Accidentul a avut loc puțin după ora 1, în pasajul Michelangelo din Timișoara. Șoferul mașinii, un tânăr de 18 ani, care avea permis de mai puțin de 3 luni, conducea cu o viteză foarte mare. Adolescentul a pierdut controlul volanului și mașina a intrat pe contrasens, unde s-a lovit de zid, după care a fost proiectată în autospeciala Societății de Transport Public Timișoara, în care se aflau mai mulți muncitori. În urma impactului, doi tineri, o fată și un băiat, ambii de 19 ani, au murit pe loc. Potrivit publicației Opinia Timișoarei, martorii au sunat imediat la 112 și la locul accidentului au ajuns mai multe ambulanțe, dar și echipaje de poliție și pompieri. Pentru a recupera trupurile victimelor, salvatorii au fost nevoiți să folosească echipamentele de descarcerare. În accidentul rutier au fost implicate un autoturism și o autospecială de transport public în care se aflau în total 9 persoane. În autoturism au fost identificate 4 victime încarcerate, dintre care 2 persoane conștiente cu multiple traumatisme și alte 2 persoane, una de sex masculin și una de sex feminin, care au fost declarate decedate. Cele 2 victime au fost transportate la spital de către ambulanțele SMURD, au transmis reprezentanții ISU Timișoara. Cei 2 supraviețuitori ai accidentului, șoferul de 18 ani și pasagerul din dreapta de 20 de ani, au fost transportați de urgență la spital în stare gravă, cu răni multiple. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat în vârstă de 18 ani a condus un autoturism pe bulevardul Vasile Pârvan, iar la intrarea în pasajul subteran Michelangelo a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu peretele interior al pasajului subteran, fiind proiectat într-o auto utilitară care circula din sensul opus de mers, condusă de un alt bărbat în vârstă de 42 de ani. În urma accidentului rutier a rezultat din nefericire decesul unei femei și al unui bărbat, ambii în vârstă de 19 ani, pasageri în autoturism. De asemenea, conducătorul auto și un alt pasager, un bărbat în vârstă de 20 de ani, au fost răniți. Conducătorul autoturismului nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul alcoolemiei în cazul conducătorului autoutilitarei a fost negativ, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Polițiștii au început cercetările și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească cu ce viteză circula șoferul. Acesta este primul accident mortal produs în pasajul Michelangelo de la deschiderea lui, dar și cel mai grav accident înregistrat în Timișoara în ultimii ani, relatează adevărul.ro.